Deșteptarea. Toată lumea a auzit de fosta CNADNR, numită de ceva vreme CNAIR, adică Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, are vreo 7.000 de angajați și toată nația așteaptă de la ea de zeci de ani să termine măcar una dintre autostrăzile care ar trebui să traverseze Carpații, ca să nu mai vorbim de restul proiectelor de dezvoltare. Acum a mai apărut o companie de drumuri de stat, CNIR, adică Compania Națională de Investiții Rutiere. Deci avem CNAIR și avem și CNIR. Un pic derutant, nu? În principiu, CNAIR va rămâne cu administrarea infrastructurii, iar CNIR se va ocupa de dezvoltarea infrastructurii. Și încă un detaliu interesant, decizia de separare a administrării și dezvoltării infrastructurii rutiere a fost luată încă din 2016, în vremea guvernului Cioloș, iar CNIR a fost înființat în 2021, când la transporturi ministrul era Cătălin Drulă. Însă, operaționalizarea companiei a început abia de anul trecut. Deci, aproape un deceniu, încă un pic se făceau 10 ani. L-am sunat pe fostul ministru de la transporturi, Cătălin Drulă. Bună dimineața! Bună dimineața! De ce este totuși nevoie de două companii în acest domeniu? Este o idee de reformă care a apărut în 2016, deci iată, sunt 8 ani de atunci, prin care această parte de gestionare a proiectelor de construcție, proiectelor greenfield, cum se numesc, adică când începi să construiești pe un teren viran o autostradă sau orice fel de proiect major de infrastructură, gestionarea acestor tipuri de proiecte de miliarde implică un tip de cunoaștere și de management care cu totul altul decât al întreținerii unui rețele de drumuri, care înseamnă dezăpezire, curățare, indicatoare, reparații gropi, refacere marcace și așa mai departe, care este ceea ce face această companie de drumuri a României, fosta Administrație Națională a Drumurilor, ca activitate principală. Prin 2016... Nu, o secundă, Cătălin Drulă, o întrebare scurtă. Apropo de CNAIR, care are vreo 7.000 de angajați. Înțeleg că acești 7.000 de angajați se ocupă de întreținerea drumurilor. Dar oare n-ar fi mai eficient economic și managerial ca această activitate să fie externalizată și oferită unor companii private care să facă asta pe niște costuri și să factureze lunar ce e de facturat? Asta e chiar parte dintr-o altă reformă, adică în 2003, în guvernul Năstase, Administrația Națională a Drumurilor, care era un departament al statului, a fost transformat într-o companie, iar CNADNR-ul de care vorbeați la începutul prezentării, iar în acea ordonanță de urgență de la acea vreme din 2003, chiar era prevăzută posibilitatea privatizării. Teoretic ar trebui să aibă un model economic, încasează acea rovinietă sau acea taxă de drum, și alea veniturile, iar costurile și cheltuielile sunt cele cu întreținerea și administrarea rețelei de drumuri. Nu o face eficient. E adevărat că nici noi nu plătim, știu că este o chestiune nepopulară, dar rețeaua de drumuri naționale este foarte mare în România, 16.000 de kilometri cu, mă rog, povești lungi pentru o emisiune de 2 ore în care îți povestim că acolo sunt multe drumuri de pământ băgate de tot felul de politicieni, dar, într-adevăr, o activitate ca cea pe care o face CNAIR-ul ar trebui să poată fi făcută pe baze economice, inclusiv cu de mediu privat. Bun, revenind la CNIR, deci apare această companie... Apare această idee a unei reforme, pentru că era o frustrare mare în 2016, că nu se mișca nimic, că nu găseai, mă rog, știți foarte bine povestea de la stat, de la noi, și corupție, și prostie, și ingerință politică. Hai să facem un grup de 50-100 de oameni care să se priceapă la gestionat proiecte mari de infrastructură, care să-și facă treaba separat. E bine, o reformă în România, iată, durează 9 ani până implementată și aici vreau să fac și o corecție. Compania în sine, acest SAI, o societate pe acțiuni, este înființată atunci în 2016, când s-a dat și ordonanța de urgență, dar timp de 5 ani de zile până când am ajuns eu la minister în 2021, în afară că era înființată, nu era nimic altceva, nu era niciun angajat, ba chiar o poveste amuzantă, unul dintre angajații Ministerului Transporturilor este cel care a plătit din buzunarul lui taxele la Registrul Comerțului, nu știu, vreo câteva sute de lei, ajunsese omul în 2016 dăduse din buzunar,
în ideea că îi decontează după și nu se mai întâmplase asta. În 2021, când am revenit la... când am ajuns pentru prima dată în calitate de ministru, în discuțiile Comisiei Europeană în alcătuirea PNRR-ului, o parte importantă sunt reformele. Adică tu ceri bani și spui vreau să fac investiții și cei de la Bruxelles spun bun, dar ce ai de gând să faci ca în țara ta lucrurile să meargă mai bine? Asta sunt de fapt o reformă. Și unul dintre lucruri a fost să punem acest jalon, să ne auto-obligăm, să operaționalizăm această companie și ca partea de management a proiectelor de construcție de autostrăzi să desfășoare mult mai profesionist. Acum, eu am fost 8 luni la minister, că văd că mai întreabă unii câți kilometri de autostradă s-au făcut în 8 luni. De aceea, mă rog, pentru orice om inteligent e o prostie sinistră. Autostradă se face în ani de zile. După ce n-am mai fost la minister în septembrie 2021, sunt foarte surprins că a durat 3 ani de zile până când această companie, citesc în presă, să fie minim operațională, adică să aibă niște angajați, deși eu n-aș spune că e operațională, pentru că deocamdată nu are niciun proiect care să fie în implementare, adică vreuna din aceste autostrăzi, efectiv, da. Să fie în construcție. Ce șanse dați acestei noi companii, CNIR, să realizeze ceea ce toată lumea așteaptă, și anume noi autostrăzi în țara noastră? Șansa pe care o are această companie este exact măsura în care factorul politic îi lasă pe profesioniști să-și facă treaba și nu se facă fac. Deocamdată portofoliul de autostrăzi care a fost dat acestei companii, autostrada Bacău-Brașov, autostrada Ploiești-Brașov pe Valea Prahovei și drumul expres Focșani-Brăila prin Bărăgan. Astea sunt proiectele exact pentru care nu prea mai sunt bani în următorii 10 ani. Deci li s-au parcat acolo o serie de proiecte. Nu este deloc clar, ba chiar aș spune că... E de ochii lumii? Că așa sună, e de ochii lumii? Pare cam de ochii lumii. Lasă-i acolo pe... Îmi văd că au numit un director pe care îl cunosc și eu, care un om, pe din câte știu, foarte profesionist. Adică aici ar fi niște lucruri de bun augur. Dar în momentul în care le dai exact proiectele pentru care nu mai sunt bani în brațe, pare cam de ochii lumii și de bifat acel jalon din PNRR. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptare. A fost ministru al transporturilor, Cătălin Drulă. Deșteptarea